Mirelul de Jamaica sau Enibaharul mai este cunoscut sub numele de All Spice, adică toate condimentele într-unul singur, pentru că aroma sa le include pe cele de nucșoară, cuișoară și scorțișoară. Deși provine din Antilele Mari și Mexic, Enibaharul mexican este considerat astăzi a fi unul de calitate inferioară. Este folosit pentru celebrele sosuri mole din centrul Mexicului sau pentru recado din Yucatan. Enibaharul era folosit de maiași pentru îmbălsămare și de alți indieni sud-americani pentru a aroma ciocolata. Numele Jamaica vine din Jamaica, însemnând țara lemnului și a apei în limba arawak. Acești nativi foloseau enibaharul pentru a trata și conserva carnea. Condimentul a fost importat în Europa la scurtă vreme după descoperirea lumii noi. Fructele de enibahar apar uneori în tradiționalul amestec franțuzesc de mirodenii quatre épices. Este interesant de observat că enibaharul nu a fost acceptat de bucătarii asiatici, deși se spune uneori că apare în pudra de curry. Calitatea intensă aromatică a enibaharului este însă în deplin acord cu bucătăria arabă. Este surprinzător că enibaharul nu se folosește în mâncărurile din carne de oaie din vestul Asiei. Este probabil vorba nu de gust, ci de disponibilitate, fiindcă enibaharul nu se cultivă nicăieri în Asia. Singura bucătărie din lumea veche care folosește enibaharul este cea din estul Africii. Amestecul de mirodenii berbere din Etiopia conține într-adevăr enibahar, cultivat nu departe pe insula Réunion. Bine ne-am regăsit la Pușculița cu arome. Horia și Radu. Și Radu. Da. O să vorbim sau o să vorbească astăzi? Nu, Radu o să vorbească astăzi. Și Horia o să ascultă. Avem o aromă la îndemână foarte interesantă. Care se cheamă? Enibahar. 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 Turcească, da? Numele turcesc, sună foarte turcesc. Mirodenia este și mai exotică, provine din Caraibe. Originea este din Jamaica. O să facem o rețetă jamaicană, pregătită după tipicul lor. Și anume un pui cu enibahar, mult enibahar. Eu îți dau o rețetă și mai simplă, românească. Pui cu murături în care e enibahar. Da. Nu? Și da, să folosesc boabele de enibahar și la murăturile până noastre. La urmă, românii sunt destul de prieteni cu enibaharul, adică... Îl încurcă cu piperul, de ce? Se mai încurcă și cu piperul, dar nu-i vina lor, de la columni se trage, să știi că eu sunt foarte supărat pe columbul ăsta. Și ai să vezi de ce, pentru că a făcut încurcături și cu ardei iute și cu enibaharul. În sfârșit, el a încurcat și indile cu America, deci nu ne mirăm, era cam zăpău, probabil. Bun, haideți să începem un pic cu rețeta. Deci ce facem, de fapt? Facem un pui pe care îl marinăm într-o modalitate tipic jamaicană. Jamaicanii, beneficiind acolo la ei acasă de cea mai bună calitate de enibahar, îl folosesc într-un amestec numit jerk. Se scrie J-E-R-K. Nu știu exact cum se pronunță, am luat pronunția britanică, jerk. Această pastă numită jerk este folosită să marineze carnea de pui, carnea de porc și nu rare ori și carnea de pește sau de vânat. Și o și aromatizează. Și o și aromatizează, ei folosesc și frunzele de enibahar pe care noi nu le avem aici. Aceste frunze proaspete se pun între straturi de carne sau se învelește carnea cu ele, se prăjesc în astfel de frunze și mai mult, dacă fac sunt cumva, așa de mari? Sunt destul de măricele. Dacă fac cumva grătar, folosesc ca lemnul de enibahar ca și combustibil. Și atunci capătă aromă din enibaharul propriu-zis, din frunzele de enibahar și aromă de la grătar, de la lemn. Aromă complexă de enibahar, foarte prețuit. Bun, ce este o pastă jerk în principiu? Este o pastă provenită din mai multe condimente. Cel mai adesea conține ceapă și ardei iuți, dar și ghimbir și usturoi. Conține enibahar drept condiment vedetă și ca factor acid, zeamă de limetă, oțet, rare ori vin. Știi că la marinade trebuie să avem un factor acid care să desfacă fibra, condimentele, da, care se facă de fapt, ceea ce constituie exact specific. Noi o să legăm această pastă, mai bine, cu o lingură, două de iaurt, vedem cam de cât avem nevoie. Și avem în plus la rețeta noastră, pentru un piept de pui, să zicem, două porții, pentru noi doi, da, avem un piept de pui, așa că am la 350 de grame, să spunem, dezosat, despielițat, fileu, iaurtul despre care am vorbit, câteva frunze de pătrunjel avem noi, jamaicanii folosesc coriandru, însă sunt noi suntem învățați să le substituim. Am învățat și noi la lecția de pătrunjel. Lecția de pătrunjel.
o ceapă, vreo 2 cm de rădăcină de ghimbir, tocată mărunt, usturoi tocat mai grosier, vreo lingură și un piculeț de zeamă de limetă, muștar cu boabe. Vom folosi o lingură, o lingură de coajă de limetă rasă, o linguriță de ienibahar fin măcinat. E mai mult acolo. Are un miros foarte, foarte plăcut și foarte puternic. Ienibaharul este numit de către chinezi piperul cu arome. 100 de arome. De ce? Pentru că ienibaharul înmagazinează în aceeași sămânță sau fruct, de fapt, cum este corect, înmagazinează acolo arome de scorțișoară, cuișoare, ghimbir și nucșoară. Iar gustul chiar mai conține așa o notă finală de iuțeală pe care aș fi putut-o da piperul. De aceea, ienibaharul este socotit un fel de condiment minune care înglobează mai multe condimente foarte importante. Revenim 3 la... 3 în 1, cam așa ceva. De mai fapt, cam 5 în 1, cam așa. Zahăr brun, vom folosi o lingură și vom folosi o linguriță de pastă de ardei iute. Bineînțeles, puteam folosi și un ardei iute pe care să-l măcinam, să-l pisam. O mărturisire. Totdeauna făceam iluzia că bucătăria latinoamericană, caraibiană și așa mai departe, este ceva destul de simplu, de frugal, în care ardeiul și fasolea sunt ingredientele principale. Remarc după câte condimente și gusturi se adună aici că este chiar o chestie foarte elaborată. E o treabă... Nu e chiar așa. Să știi că toate aceste ingrediente se fac într-o formează pasta gerb. Deci puteam să avem o singură recipe. Pasta gerb, de exemplu, este foarte elaborată. Normal, da. normal. Da. Și să știi că puține sosuri pe care le folosim noi în bucătăria românească, sau chiar dacă sunt adaptate, au atâtea condimente. O bucătărie națională e definită prin resursele pe care le ai dispoziție. Noi avem o natură mai săracă, să spunem. Ori adă-te rog frumos o lingură. Am nevoie de ceva mai mare decât lingurița asta. Bun. Cum am spus? Începem cu iaurgelul. Da. Așa. Îți mai dau o lingură? Nu. Ceapa. Da. Ghimbirul. Usturoiul. Îți usturoi? Extraordinar de mult. Ne potrivim aici? Îmi plac toate condimentele, de fapt. Și aici tot ce iute, tot ce iute, tot ce e aspru, tot ce e... Așa. Muștar. Aromat. Coaja. Coaja, limeta. Minunată. Coriandru. E, ienibahar. Ienibaharul. Fii atent, avem așa ienibahar măcinat fin. Da. Ienibahar. Și trebuie să spunem că l-ai măcinat chiar înainte de emisiune, pentru că altfel își pierde gustul. Recunosc că n-am făcut asta, dar în principiu orice condiment sub formă de sămânță sau bobiță măcinat este mai vulnerabil la pierderea de gustului arome. Și aromei. Însă dacă îl depozităm în condiții optime, adică închis hermetic la dăpost de aer, lumină, umezeală, se păstrează destul de bine. Avem un ienibahar măcinat mai grosier, pe ăsta l-am măcinat chiar înainte de emisiune. Și ienibahar boabe. Da, deci. Care miroase mult mai puternic decât celălalt. Da, e mai proaspăt. Deci, cele trei. Bun. Și pe care îl pui? Cel fin. Le folosim pe toate. Bun. Nu, da, acum. Acum, da, cel fin. Zahărul. Și în final. Da. Coriandru. Verdeață. Verdeață. Coriandru care este pătrunjel, de fapt. Uh-huh. Dar nu mai spune nimănui. E, acum, dacă Horia... Este bine. Da. Da. Asta ajută. E de ajuns, nu trebuie să fie o pastă da. Ca de fabrică. E interesant așa. Da. Are o culoare ciudată. Ciudată, dar... Și poate gustul la fel? Eu cred că gustul e mai bun decât culoarea. Bun. Da. Pieptulețul. Curat, frumos, da. Și acum? Și acum... O mică, așa, curățenie aici. De ochii soacrei. De ochii soacrei, exact.
Ai pe socata la mișcă. Nu, nu. Încă. Îți dai seama că ar fi un pericol imens să se uite? Deci ar găti chestia asta? Nu! Chestia periculoasă ar fi alta, că m-a rugat pe mine să gătesc. Aha. Ei, mă chem la tine și... contra unei șpăgi modice. Da. Așa. Faci un mișmaș acolo. Cred că atunci când eram mai mic îmi plăcea și mie așa ceva. Și acum nu-ți mai place? Nu mai. Să te joci cu mâinile în tot felul de chestii ciudate și poate poți să și usture, nu-i așa? Nu. Nu vrei? Foarte interesant. Nu, deci și asta se poate și unde. Mai că ești bucătar acum, să iei să guști. Da, chiar e interesant. Ce simți? Zahăr, usturoi, un pic usturoi iute. Usturoi puternic, iute bine. Și citric. Citric, da. Da, iute se simte, e gustul care rămâne. Trecem la următorul pas. Numărul 2. Care are nevoie de ceva timp, adică... Așteptăm. Deci aici trebuie să se marineze... Nu lăsăm în frigider? O oră nu, nu-i nevoie. Cam o oră. Orezul, pentru că vom prepara orez, va dura cam jumătate de oră. Ce se întâmplă? Avem aici orez cu bob lung, da, care a fost spălat până apa a curs curată, și cum se face, și înmuiat și scurs. Am înțeles. Avem o cană de orez, iar aici avem două căni de apă. Da, unul la doi. Unul la doi, exact. Da. Dacă tot ești șef peste furculițe, te rog eu frumos să amesteci. Pardon, linguri am vrut să zic. Așa. După aceea se va zice că sunt un elev neserios, nesilitor și toate astea. De ulei. Ești adeptul celor care pun ulei în apă? Și adeptul celor care pun ulei când fierb orezul. Da. Sare. Așa. Piper? Piper nu. Și când vreau să mă fac și o utile să fac ceva. Am înțeles. Eni Bahar, boabe întregi. Limetă. Uitați cum arată, foarte frumos. Foarte minunat de frumos. Dar dacă aș convinge și plita, gata. Uite, ai convins. Bun. Așa. Și acum? Mai trage o amestecare. Da? Cu asta? Sau eu da. Ceva de plastic? Cu aia, cu aia. Tehnologia este următoarea. Trebuie să dea în clocot acest amestec. După ce dă în clocot, micșorăm focul. Deci, focul impropriu spus, micșorăm temperatura atât cât să mai bolborosească un piculeț. Îl acoperim și fierbem 12 minute fără să ridicăm capacul. Exact. Exact 12 minute. După aceea, îl luăm de pe foc și îl lăsăm alte 12 minute. Ce se întâmplă? Stratul de dedesubt care vine în contact cu temperatura se gătește mai mult decât cel superior. Și atunci, după ce luăm de pe foc, dacă lăsăm cu capacul, aburul, da, va găti și stratul de deasupra. După aceea îl vom omogeniza un pic o furculiță. Vom scoate ce putem din acele bobițe de eni bahar și coajă de limetă. Și va fi o garnitură nemaipomenită lângă puiul care lucrează acolo pentru el însuși. Bun. Hai între timp să vorbim despre eni bahar. Deocamdată stă și plutește frumos prin apa asta. Da, da, e normal ce da, faci. Da, e ok. Se comportă cum trebuie. Pimenta dioica. Așa se cheamă. Așa se cheamă el latinește. Când este cool, da, în limba, da, în limba latină. Alminterii am spus că domnul Cristofor Columb este vinovat de anumite confuzii, și anume, când l-a adus el pe tovarășul Eni Bahar, de chiar credea că e în America. În India. Când l-a adus din America, l-a numit piper. De ce? Pentru că seamănă. După cum vezi, bobițele acelea, deși sunt mai mari decât cele de piper. Piperul fiind foarte scump, poate n-a prea văzut piper. Pe vremea aceea. Bun, și da, i-au spus, bineînțeles, spanielii au adoptat această denumire și i-au spus pimienta dulce. Pentru că și-au dat seama că e mai dulce decât. Pe de altă parte, boiaua de ardei iute se numește pimiento dulce. Deci îți dai seama ce încurcătură, pimienta, pimento, ambele dulce. Oricum, Eni Baharul este extrem de interesant pentru că denumirile lui provin pe diverse căi. Și hai să o luăm una câte una. Pentru deci la noi, începe cu denumirea românească, da? Da, ok. Bun. Seamănă cu piperul, Columb numindu-l piper, îți dai seama că treptat, după câteva zeci de ani, și-au dat seama
și consumatorii că nu este piper și atunci și-au adaptat denumirile și au început să-l denumească fie piper de Jamaica. Da, da, se cam întâmplă. Fie piper dulce sau aromatic. În franceză îi spune poivre aromatic. Turcii spun, arabii de fapt îi spun fulful mexic, adică piper mexican. Fulful, da. Iar rușii spun jamaiski pereț, de pildă da, piper de Jamaica. Și apropo, denumirea Jamaica vine din limba indienilor Arawak, Jamaico se numește, și care înseamnă țara pământului și a apei. Și acești indieni Arawak au fost... Care s-ar aplica de fapt și României sau Spaniei sau mai știu. Da, dar ei au mai multă apă. În fine, acești indieni foloseau frunzele de enibahar ca să conserve, să asezoneze carnea, la fel ca și boabele, și au fost probabil printre primii utilizatori acestui condiment. Bun, o altă denumire interesantă este aceea de mirodenie englezească. De ce englezească? Pentru că Jamaica a fost sute de ani colonie britanică. Și fiind colonie britanică, britanici aveau practic monopol asupra acestui condiment. Și mai mult, în bucătăria lor este unul dintre condimentele preferate. Cum îi spun, de pildă, germanii? Neugewürz, adică mirodenie nouă. De ce? Pentru că provine din lumea nouă. Și acum ajungem la tovarășul Jenny Bahar. Dar îi mai spun într-un fel. Cum? Îi spun ceva cu Nelkengewürz. Da, și asta. Nelkenpfeffer. Pentru că adică al, este al buruiană de piper sau buruiană de cuișoare sau așa mai departe. Bun. Turcii spun Jenny Bahar, de ce? Pentru că Jenny înseamnă nou, iar Bahar înseamnă mirodenie, condiment. Și cum noi am avut relații strânse cu Imperiul Otoman, chiar mai strânse decât ne-am fi dorit uneori, am preluat denumirea. De altfel, Bahar în sine mai denumește câteodată chiar Jenny Baharul. Bahar? Bahar, da. Grecii au Bahari și bulgarii au Bahar. Au luat grecii ceva de la turci? Au luat, da, aproape imposibil, da. O, multe, multe. Multe știu, da, care să și recunoască. Noi îi spunem Jenny Bahar după turci. Și mai are un nume. Englezii spun allspice, Algewürz, nemții, tutepis, francezii, până și chinezii, după cum am spus, îl denumesc piperul costă de arome. De ce? Pentru că îngemănează în el aromele a patru condimente și gustul la cinci condimente, ceea ce trebuie să recunoaștem. Până și apa miroase puțin a Jenny Bahar. Din această clipă nu îl mai desfaci. Trebuie să stai acolo, las acolo. Pe sa de apă. Deci acesta e momentul 0, da? Momentul 0. Câte minute? 12 minute. Bun, am înțeles. Trebuie spăceat și semnalezi. Da. Găsim și eu important. A, așa. Ne mai pomenim. Da. Deci, all spices, tout epis, și așa mai departe. Îngemănează în el, ca să repetăm să fie clar, aroma de cuișoare. Da. Scorțișoare. Da. Lușoare. Ghimbir. Da. Iar gustul e ca o combinație acestor ingrediente, plus de iute. Plus o mică notă de piper, nu mai zic. Deși englezii au... l-au exportat în Europa, n-a avut mare succes. Da, că... l-au exportat, văd, și prin partea asta altă, cea levantină, că a venit, da, prin turci la noi. Înseamnă că n-a venit prin partea asta altă, englezească, da, din Europa, prin Europa și prin turci. A venit prin turci, da. Da. În arabi. Arabi, turci, arabi și așa mai departe. Da. Înseamnă că arabii îl folosesc. Arabii îl folosesc foarte mult. Nu este folosit în Asia Centrală, în Asia de Sud, în Asia de Sud-Est, nici în Asia de Nord, de pildă. Nu se lipește cu tipul lor, cu gamele lor de aromă? Nu, nu. Se spune că unele variante de curry folosesc și Jenny Bahar. Și cumva e logic, pentru că atât scorțișoara, cât și ghimbirul, cât și toate piperul, intră, cât, toate intră acolo. Dar plenitudinea lui este dată de bucătăria jamaicană, în primul rând, pentru că este condimentul principal, și de bucătăria... Francezii spuneau, le produit du terroir. Dacă vrei să faci o mâncare care să fie ca... la ea acasă, atunci folosești numai produse din acea zonă. Cam probabil că acest lucru se aplică și bucătăriei jamaicane, nu? Cam asta este. Bucătării. Și nu se aplică atunci Jenny Baharul în Asia. Nu se aplică în Asia, acolo... dar se aplică în Africa de Nord și în Orientul apropiat, în țările arabe. Arabii și turcii folosesc Jenny Bahar. Unde îl mai folosim? Noi românii? Da. Îl folosim la murături. Da. Îl folosim la unele mezeuri cârnați și așa, da, mai departe. Unde folosim de obicei și nucșoara. Exact. Dobă, chestia genoasă. Unde folosim, da, și coriandru și nucșoara și, da, îl folosim la patiseria fină cu carne. Da. Tot felul de pateuri și așa mai departe. De-al minteri, în aceste feluri este folosit și în Europa, de pildă, scandinavii folosesc foarte mult aceste patiserii.
Îl mai folosim rar. Deci enibaharul nu este un condiment pe care l-am numit între primele 10 sau 20 care se folosesc în bucătăriile noastre. Dar mai este folosit la supe, la tocane, însă destul de rar. Uneori este folosit să aromatizeze vinul fiert, dar uneori, pentru că de obicei se pune scorțișoară și piper. Deci este folosit, este, însă nu este un condiment propriu, un cap de afiș. Un cap de afiș, exact. De aceea am și ales o rețetă jamaicană, pentru că această bucătărie pune în valoare cel mai bine calitățile enibaharului. Da, și poate fi și ceva nou pentru spectatorii. Da, poate fi ceva nou. De ce? Trebuie să învățăm că se poate privi un lucru din mai multe unghiuri. Adică pieptul de pui. Deci îl putem folosi mai multe feluri, cum poate nu ne trece prin cap de la bun început, dar da, uite, învățăm asta mă de la referam altul. Când spuneam pieptul de pui. E cu totul, presupun că este, aroma va fi cu totul alta în, în această marinadă și după aceea prepara cu orez. Va avea o aromă de enibahar. Da. Între altele. Ceea ce la noi, eu mărturisesc că n-am. Nici eu n-am mâncat pui cu enibahar. Se cultivă foarte greu. De sunt ce? Pomi înalți, ajung pe la vreo 17-15 metri înălțime. Ei se cultivă din 10 în 10 metri, se însămânțează. De ce? Pentru că își desfac crengile, așa trebuie să aibă loc. Mai mult, 5 ani de zile nu dau niciun fruct. Ba, mai am citit ceva. Mai mult. Așa. Abia după 20 de ani încep să producă din plin. Am mai citit ceva. Ia zi. Că sunt, au două sexe. E dioic, da? Așa. Normal. Că sunt arbori masculini și arbori feminini. Și da. Se face o și trebuie să facă o polenizare. Nici culegerea nu este foarte simplă, pentru că se face manual cațări. Din cauza înălțimii, se rup crengile sau se curăță așa. Boabele sunt lăsate să asure, adică se elimine partea de lichid. Este un fel de primă uscare. Ce lichid este din el, de fapt? E uleiul? Fiind un fruct, negat. Au de toate, normal, au și uleiuri, cele care dau aromă, au și apă destul de multă, ca în orice fruct. Până și tu ești 90% apă sau cât de și măsar zice. Asuzi? Asuzi. După aceea sunt lăsate la uscat, zile în șir. Și în sfârșit avem acele bobițe de enibahar. Care de fapt sunt fructe, nu sunt semințe, nu? Care de fapt sunt fructe, dar cum am mai spus și în cazul coriandrului și cum o să mai spunem și în cazul altor condimente, dacă lumea s-a obișnuit să le spună semințe sau boabe, le spunem noi tot așa ca să, în definitiv, încercăm să fim mai mult bucătari decât botaniști, așa că o să le spunem boabe de enibahar. Bun, haideți să facem o pauză până când se pregătește orezul și să vedem ce spun oamenii de pe stradă despre modul cum gătesc ei în bucătăriile lor de acasă cu enibahar sau cum nu gătesc. Sau dacă măcar știu despre enibahar. O, sunt convins că știu. Da. Hai să ne întoarcem peste 5 minute. Enibahar ați folosit vreodată? Da. Enibahar la tocături. Enibahar ați auzit? Sigur că da. La tocături, la cârnați, la... Da. Enibahar? Da. Păi la sosuri, la varză, depinde. Ce scrie la rețetă, condimente, aia pun. Cu enibahar? Nu. Enibaharul doar la murături știu că se folosește, nu l-am folosit în gătitul curent. Enibahar vreodată ați folosit? Nu. Enibaharul la gogoșar și foarte, foarte puțin la friptură. Enibaharul, da, e mult mai bun decât piperul la pregătirea cârnaților, a celor de sfântele sărbători de iarnă, de Crăciun. Ai văzut, este destul de folosit enibaharul. Da. Neașteptat. Da. Chiar mă așteptam. Neașteptat. Cred că reporterii noștri au ales oameni care știau despre ce este vorba și materialele care nu arătau că publicul știe au fost eliminate. Ești, nu crezi? Ești pe teoria manipulăm, bineînțeles, da. Manipulăm prin televizor. Ei, am fost manipulat și complotați. Acum hai să ne ocupăm de orez. Dăm tu, te rog, o furculiță. Poftim o furculiță. Asta e chiar furculiță. Așa. L-am tras la o parte, a stat. Da, e frumos, arată bine. Bun. E moale, după câte se vede? Este. Da. Și are și boabe de enibahar. Boabe de enibahar și... Și, și cojiță de limetă. Le lăsăm acolo? Aromă de enibahar. Bun, hai să trecem la pui.
Adică să treci tu la pui, că să eu... trec eu la pui, la aparatul numit pui. Uite ce o să facem. Îl scot. Da. Și îl piaptăm un pic. Până aici știam și eu. Până aici știai și tu, da? Bine. Îmi pare rău că te-am pus pe tine să te mozolești. Bun. Frumușel, nu? Da. Ia să vedem acum. Deci pui din nou. Pun ienibahar din belșug, cel... Din cel mai grosier, așa, da. Exact. Și acum, uite, îl presez, îl împing un pic să adere. Sigur că da, va da și un pic de culoare. Foarte, foarte aromat. Îmi convine până acum. Dacă crezi că mai trebuie pus, fii invitatul acea meu. Da, uite, mai pun puțin. Așa, așa. Unde mi se pare că nu-i plin. Presează-l, te rog. Îl presez imediat. Arată mult mai bine decât te arăta înainte cu tine. Următorul pas tehnologic, în cuptorul încins la 180 de grade Celsius sau la diviziunea mediu, pentru cei care nu au gradat cu temperatură, punem acest puișor ușor curățat de marinadă într-o tavă pe care am așternut folie metalică. De ce? Acoperim cu ceva? Leneș la spălat. Nu, nu acoperim cu nimic. O punem în cuptor și o lăsăm, eu știu, vreo 10-15 minute, întorcând-o o singură dată în intervalul acesta. Și după aceea vom avea o altă fază, adică vom mări temperatura la 220 de grade, adică spre iute. Înspre foc sus, mai, da, înspre foc iute. Așa, și o mai lăsăm 3-4 minute să rumenească după cum avem chef. Între timp... Nu se usucă? Nu, nu se usucă. Este îndeajuns de... Între timp, o să te rog pe tine să scoți orezul de acolo și dacă se poate să alegi bobițele de enibahar și... Să nu le las. Poate, da, să le dai deoparte. Bine. Hai tu, hori, ia. Da, da, da. Dai grijă și suflăm foc acolo la cuptor. Hai, te mai aveți și eu aici cu cuptorul. Dragă Horia, ne apropiem de final. Astăzi să recapitulăm un pic ce am făcut. Ok. Că am văzut că ai umblat prin cuptor. Am umblat. Da. Am întors, am lăsat puiul 5-6 minute pe o parte, 5-6 minute pe altă parte, după aceea am ridicat temperatura la 220 de grade și l-am mai lăsat câte 3 minute pe o parte și pe altă. Suntem de ce? În ultimele 3 minute, ca să se rumenească mai bine. Am înțeles, pe față. Da. Acum, în ultimele 3 minute, să te rog pe tine să faci ceva. Avem aici niște ardei foarte, foarte frumoși colorați. Da. Trei culori, da? Trei culori, exact. Da, nu spun steagul cui este, dar e... Roșu, galben, verde. Da. O să descoperim un curând. Al Jamaicii. Când se încinge acest am înțeles. Loc, da, o să pui, te rog frumos, puțin ulei. De care? Măsline sau? Nu, nu e nevoie să pui de măsline, de floarea soarelui. Okay. Deci un ulei nearomat. Da. Dacă am fi în Jamaica, am folosit de porumb, o să folosim de floarea soarelui. O să pui cam o jumătate de linguriță și o să tragem rapid la tigaie acești ardei. Maxim ca la bucătărie orientală, nu? Ca la bucătărie orientală. Așa. Rostul este să se înmoaie puțin de el, dar să-și păstreze textura crocantă. Am să simți acolo, să, simți să nu că simți o legumă fleșcăită. Ok? Eu mai zic puțin. În curând o să... Bun. Te descurci? Sper. Vedem. Dacă nu... Ce frumos. Uite, mă felicit că am pus folia, vezi? O să am mai puțin de spălat după aceea. Și cred că telespectatorii și închipuie că tu după fiecare emisiune stai și speli la masă. Dar spălci după emisiunea altora? Crezi că e ușoară viața de bucătar? Nu. Miroase senzațional ardeiul acesta. Cât de senzațional? Vrei să-ți spun ceva? Miroase mai bine decât în ibaharul. Nu cred. Ba da. Nu cred, pe cuvânt, nu cred. Cel puțin pentru stomacul meu miroase mai bine. Ești mai sensibil.
da, mai bănățan așa. Deci bănățenii au stomac sensibil. Nu, da, zic. Îmi place mirosul de nu se poate. Avem orezul pe care l-am ținut cald. Da, să văd ce faci cu el acum. Ce fac cu el? Da. Abracadabra. Vrăjitorie, da? Vrăjitorie puternică. Am? Ui, ce frumos! Nu credeam. Eu tocmai ziceam zbârca. Poate nu ți ies. Așa mi-o resumie. Bine. Ei. Cine crezi că o să cureți aici? Doar nu tu. Nu. Vezi? Mihai. Mihai fiind colegul nostru, bineînțeles. Cred că este de ajuns. Și eu cred, la fel, dar uite-te și tu ce frumoasă. Minunat. Să nu mă las eu mai mult de jumătate din ardei. De ce? Mai avem aici o jumătate. A, bun. Deci atunci e destul. Gata. Uite, vezi, mereu evadează câte unul. Asta nu-mi place mie la ardei. Hai să le aranjăm așa un piculeț. Este anunț că am închis și aragazul, da? Bine, pardon, ai făcut. Cuptorul. Pardon, plita. O ultimă... Da. Și de arătat... Da, arată bine. Îți dau și piper. Și de data aceasta nu este piper dulce, nici aromatic, adică nici de Jamaica. Este piper, piper, da, nici de Jamaica. Foarte frumos și cred că după ce se închid camerele o să încerc să gust și eu. Miroase foarte, foarte interesant. Foarte bine, foarte bine. Pui cu enibahar, mai simplu de atât, se poate, dar și de această rețetă a fost foarte, foarte simplă. Vă sfătuiesc să o încercați acasă, pentru că dacă Horia și cu mine am putut să o facem, o face oricine, o faceți de 10 ori mai bine. Da. Poftă bună tuturor, pui jamaican cu enibahar. La revedere, ne vedem la viitoarea emisiune.